În perioada 18-22 mai a acestui an, Geoparcul Internațional UNESCO Tara Hațegului, administrat de Universitatea din București, va trece prin vizita periodică de revalidare. Doi evaluatori UNESCO vor verifica în teren modul în care geoparcul îndeplinește cerințele păstrării statutului de desemnare UNESCO și a calității de membru în rețeaua europeană și în rețeaua internațională a geoparcurilor pentru următorii 4 ani. Înseamnă un moment foarte important pentru noi, pentru Geopark. Săptămâna viitoare vom găzdui misiunea de revalidare, adică doi evaluatori UNESCO vor veni în Geopark și vor verifica în ce măsură îndeplinim standardele UNESCO pe teritoriul nostru, în Țara Hațegului. Vizita de revalidare se desfășoară conform statutului Rețelei Internaționale a Geoparcurilor. Potrivit acestui statut, fiecare geoparc membru trebuie să fie revalidat din 4 în 4 ani. Această evaluare periodică motivează geoparcurile să mențină și să dezvolte produse, servicii și parteneriate sustenabile de înaltă calitate în concordanță cu statutul UNESCO. Sunt standarde care sunt greu de menținut și care necesită foarte, foarte multă muncă, pentru că sunt niște standarde înalte de calitate, care presupun în principal colaborarea cu comunitățile locale, dar și dezvoltarea pe direcții legate de cercetare științifică, de educație, de turism și de promovarea patrimoniului cultural local. În urma analizei tuturor activităților, va fi realizat un raport ce va fi supus evaluării Consiliului UNESCO pentru Geoparcurile Internaționale la sfârșitul anului în curs, iar decizia finală va fi votată în biroul executiv al UNESCO în primăvara anului viitor. Rezultatul revalidării va fi exprimat printr-un cod de culori. Geoparcurile pot obține un cartonaș verde însemnând păstrarea statutului UNESCO pentru următorii 4 ani. Un cartonaș galben semnifică existența anumitor disfuncționalități, iar geoparcul va avea 2 ani la dispoziție pentru a le remedia și va primi o nouă vizită de evaluare. Cartonașul roșu presupune pierderea statutului UNESCO. Totdeauna sunt emoții pentru că este un moment foarte important și revalidarea UNESCO este destul de complexă. Există o grilă de evaluare, iar evaluatorii vor încerca să își facă o idee de ansamblu în toată perioada pe care o parcurg la noi despre activitatea noastră. Noi sperăm să le arătăm că noi ne iubim foarte mult teritoriul și că am muncit și suntem dispuși să muncim în continuare foarte mult. Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului a găzduit precedenta vizită de revalidare în anul 2018, în urma căreia a obținut cartonașul verde.